Ca și exemplu, vom recrea o schemă, un întrerupător, un bec și curentul care vine de la doză. Avem fază nul. Punem și la bec niște firicele. Ok. Și vom avea așa. Să zicem că ăsta e X 2 și X1 se alimentează becul. Teoretic e la 2,20. Dacă nu, vom vedea. AC230. Bun. Tăiem firul să nu cumva să ne curentăm faza. Nulul. Deci aceste două fire le veți găsi în doză venind dinspre bec. După care mai punem două firicele și la întrerupător, care de fapt, ca să respectăm un cod al culorilor, le vom face pe amândouă maro, pentru că avem fază intrare și fază ieșire. Și vom face în felul următor. Nulul de la 2,20 va merge direct spre bec. Faza, în schimb, va trebui să treacă prin întrerupător. Și din întrerupător va pleca spre bec. Deci această schemă o găsiți în instalațiile clasice. Mai sunt unii electricieni care aduc și nulul în doza de întrerupător, dar mai rar. Și acum vom alimenta sistemul și în momentul în care apăsăm butonul se va aprinde becul. Ok. Acum să vedem ce trebuie să facem pentru întrerupătorul Sonoff. Bun, acum că am văzut schema întrerupătorului clasic, vedem ce trebuie să adăugăm pentru Sonoff sau teoretic orice alt întrerupător smart. Avem nul, fază, intrări și ieșiri, fază 1, fază 2, fază 3, pentru că ăsta este modelul cu 3 butoane. Așa că din nul va trebui să mai aducem un fir pentru alimentarea întrerupătorului.
Și câte unul pentru fiecare bec. Deci și becurile și întrerupătorul vor fi alimentate cu unul. Apoi, cea de primul bec, facem nărul la cel de-al doilea. Faza primului bec va intra în el 1. Faza celui de-al doilea bec în el 2. Din nou unul pentru cel de-al treilea bec. Becurile sunt alimentate toate cu același nul. Fazele vin din ieșirile întrerupătorului, el 1, el 2, el 3. Singurul care mai avem nevoie este alimentarea cu faza întrerupătorului, el 1. Ok. Deci, nuluri către fiecare bec și întrerupător, faza în întrerupător în ielin și faze către fiecare din cele trei becuri.